Primăria Comunei Ponoarele, alături de Consiliul Local, vă invită să participați la cea de-a 16-a ediție a Festivalului Național Concurs de Folclor Ponoare Ponoare. Primarul Comunei, George Căpătrașcu, face primele demersuri în organizarea evenimentului din zona de munte a județului Mehedinți. Festivalul Ponoare Ponoare se desfășoară în fiecare an în primul weekend al lunii august într-un superb amfiteatru natural în imediata apropiere a podului lui Dumnezeu. Este o ocazie binevenită pentru locuitorii celor 16 sate ale comunei de a se reîntâlni și a petrece împreună, ascultând o muzică bună sau luând masa în aer liber. În fiecare an, mii de oameni vin la acest festival, transformând liniștea comună de sub poalele munților într-un furnicar de oameni veseli. Primarul Comunei Ponoarele, George Căpătrașcu, un real promotor al tradițiilor din zona de munte, își propune ca prin acest festival concurs să se realizeze valorificarea și promovarea zonei, cât și afirmarea unor noi interpreți ai genului vocal și instrumental, destinat să sporească bogăția spirituală a tuturor românilor și nu numai. În acest moment se fac toate demersurile pentru ca evenimentul să se desfășoare în cele mai bune condiții. După cum bine vedeți acum, suntem chiar în locația unde va avea loc Festivalul Național Concurs de Folclor Ponoare Ponoare, care se află la ediția 16-a. Suntem în toiul desfășurării pregătirilor și în ziua festivalului vom fi gata să primim orice invitat, orice turist, orice participant la această manifestare culturală. Înscrierea în concurs se face pe baza fișei de participare. Fișa va fi însoțită de o copie după cartea de identitate, acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal și partiturile repertoriului de concurs ce vor fi trimise la Primăria Comunei Ponoarele. Ce așteaptă pe cei care o să vină în weekendul 5-7 august la Ponoarele? Ce surprize? Surprizele sunt aproape asemănătoare cum au fost în fiecare an. Începând de vineri seara, când este hora satului, ei pot să participe, să vină, să vadă locuitorii Comunei Ponoarele, cât și ceilalți participați din satele și comunele vecine, vin la hora satului îmbrăcați în por popular. Cu această ocazie și turiștii pot să participe la această horă și îi rog, dacă au în lada de zestre a bunicilor costume populare, să le îmbrace și să vină să învețe pașii horelor populare autentice din zona de nord a Mehedințului. Pot participa la concurs soliști vocali și instrumentiști cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani împliniți. Intrarea în concurs va fi stabilită prin tragere la sorți. Concurenții selectați în urma preselecției vor intra în concurs cu două piese contrastante ca structură și vor prezenta costumul popular din zona pe care o reprezintă. Doina va fi interpretată fără acompaniament, iar cea de-a doua piesă cu acompaniament muzical. Concursul se va desfășura live, acompaniamentul fiind asigurat de Orchestra Lăutarii Mehedințiului, condusă de profesorul dirijor Nicolae Drăghia. În spectacolul de gală, câștigătorii premiilor vor prezenta pe lângă piesa interpretată un obicei popular specific zonei pe care o reprezintă. Organizatorii asigură concurenților selectați cazarea și masa pentru toată perioada concursului. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenți sau de instituțiile pe care aceștia le reprezintă. Datorită primarului Comunei Ponoarele, George Căpătrașcu, cântecul autentic și frumusețile naturii se vor împleti cu ospitalitatea ponorenilor, iar dumneavoastră sunteți așteptați într-un număr cât mai mare la evenimentul ce va avea loc într-un superb amfiteatru natural în imediata apropiere a podului lui Dumnezeu.